Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Mulțumesc noilor abonați! Mulțumesc pentru comentariile și susținerea voastră! Mulțumesc pentru întrebări! Deci, întrebarea este ce produse antiinflamatorii se poate de folosit în alimentație? În special, doamna care mi-a scris suferă de artrită, poliartrită, și am plăcerea astăzi să vă prezint ce iau eu pentru a menține articulațiile și a nu avea în organism inflamație. Dar pentru a nu avea inflamație în organism, este bine ca să preparăm produsele la aburi, să le germinăm, să le înăbușim, dar să nu le prăjim, și în special grilul sau frigăruii sunt, nu știu, contraindicații, dar de minimalizat. V-am vorbit despre suplimentul care noi îl luăm, deci aici este glucozamin cu metil, sulfanil, metan, dar este decizia mea de a vă prezenta ceea ce iau. Eu nu vă motivez și nu promovez aceste produse, eu doar mă împart cu voi, unde deci, se conține sulf, dar în bucătărie ce putem prepara? Deci eu, mai bun produs care conține sulf sunt semințele de brocoli. Iată, aici am semințe de brocoli. Eu am un germinator, aici deja am adăugat o lingură, deci apă, mai adaug o lingură pentru că eu adaug două linguri. Noi suntem doi, două linguri. Lăs semințele, iată așa o lingură, lăs semințele pe noapte și a doua zi întorc borcănașul, se scurge apa, pun la lumină, la soare și începe procesul de germinare. Deci și dimineața și seara eu schimb apa. Puteți semințele de brocoli să le puneți pe o farfurie, deasupra să puneți un tifon umed, este tot o metodă de a germina. Undeva la a treia, a patra zi, germinii sunt gata. Îi depozitez, iată așa, într-un borcănaș, îi păstrez la frigider, iată cum arată, și sunt plini de sulf organic. Deci sulful organic, care acționează benefic asupra sănătății articulațiilor, pielii, a vaselor, este poate că un mineral foarte, foarte important, dar mulți nu-l cunosc. De fapt, majoritatea cunosc sulfații care se folosesc la conservare, ca conservant. Dar nicio problemă dacă luați băuturi care sunt conservate cu sulfați, sulfiți, rinichii ușor îi eliberează. Deci cum ne folosim germenii? Adăugăm în cășuță, adăugăm în tartine. Mie îmi place să adaug în iaurt sau cu smântână să îi amestec. Dar ce este important? Sulful, pentru a fi activat în semința de brocoli, chiar și dacă preparați brocoli, este nevoie să luați cu muștar. De semințele de muștar activează acțiunea sulfului. Deci îl activează, îl pune în mișcare. Deci dacă aveți artrită, artroză, artrită reumatoidă sau alte inflamații în organism și ați decis să germinați semințe de brocoli, vă recomand să luați împreună cu muștar. Eu nu suport muștarul, deci este foarte picant pentru mine, dar eu pot să adaug coriandru, pot să adaug un amestec de usturoi foarte, foarte leger, gimbir, dar cel mai bine activează sulful
în cazul dat, muștarul. Deci vă recomand și semințele germinate și să luați și suplimente, fiindcă și alimentația și suplimentele ne dau efecte mai puternice, mai eficace pentru persoanele care vor să se debaraseze de inflamații. Eu sper că această informație să vă fie utilă și dacă voi folosiți semințele germinate și dacă vă doriți să mai vorbim despre semințele germinate, despre semințele care noi le luăm, printre altele, nu numai procesul inflamator, dar cunoaștem că brocoli este binevenit în perioada de menopauză. Ameliorează fonul hormonal. Deci, femeile în menopauză, includeți în raționul vostru alimentar brocoli. Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez, vă doresc multă sănătate, perseverență în vindecare, în autovindecare. Și, cu Doamne ajute, tuturor să auzim de bine. La revedere, cu drag de voi!